Aici e Steaua, ultima redută 1947, singura generație cu adevărat de aur a fotbalului românesc a fost Steaua 1986-1989. Restul au fost doar generații cu fotbaliști foarte valoroși și cu rezultatele foarte bune. Doar atât. Tudorel Stoica, cel care s-a retras din activitate exact acum 33 de ani, în data de 26 mai 1991, a fost cel care a condus Steaua din teren în acea perioadă. Cei care vor să vadă cum arată CV-ul unui fotbalist legendar trebuie doar să privească poza. Text: Steaua, istoria continuă. Pe 26 mai 1991, cu prilejul meciului dintre Jiul Petroșani și Steaua încheiat 1-1, Tudorel Stoica evolua în tricoul Stelei pentru ultima dată într-un meci oficial ce își anunța retragerea. A fost al 15-lea sezon în care a fost legitimat la Steaua după ce revenise din Franța, unde a evoluat un sezon pentru Lens. După ce a lăsat în urmă o carieră fabuloasă încununată cu 7 titluri de campion, 5 cupe ale României, o cupa campionilor europeni și o supercupă a Europei, Tudorel Stoica a devenit antrenorul secund al lui Emery Kenney, cel care s-a retras de la Steaua, tot într-un meci cu Jiul. Sursa: ultima redută 1947.